Că să faci comedie, ce-ți trebuie atâtea? Ce-ți trebuie atâtea? Trebuie să ai talent, trebuie să ai inspirație, parteneri, scenariu bun. Ei, dar până să fac astea, până ai scenariu pe care să-l joci cu colegii, trebuie să stai așa, trebuie să ai fundul și spatele tare. Dar la câte un moment dat, câteodată mai cedează și corpul. Știți aia când corpul spune, bă, fă ceva, că nu-i bine. Pentru astăzi l-am chemat aici la birou pe prietenul meu, Petru, un adevărat guru în ceea ce privește sănătatea, mișcarea. Și o să-l rog să-mi spună, măi, omule, ce să fac? Petrecem, nu numai eu, toți din generația asta, mai ales de o vreme, petrecem foarte mult timp la birou, nu că acum încă-s bine. Ce putem face să nu părăsim incinta, dar totuși să fim sănătoși, totuși să mai facem un pic de mișcare? Hai, Petru, în cadru, lasă-ți corpul frumos. Au, Ușor, lombarul, no. ușor cu mobila. Petru, ce să zic eu, el este un împătimit al mișcării. Când ai descoperit tu că ai nevoie de mișcare, de un regim de viață sănătos? Că și tu ai o vârstă, nu? Păi eu am făcut mișcare, m-am născut cu gantele în mâini. Te-ai născut cu gante? Cum ai ieșit, ha? Ce-o zice ginecologul? Ține-ți gantera. Glumesc, evident. Da. Nu, eu am fost extrem de slab când am început. Extrem. Deci mi se lipea spatele de stomac. A fost și familie săracă. Acum hai Da, să... nu, nu. La 0723 puteți dona pentru acest caz social. Nu, serios, chiar o să vă trimit o poză să vedeți cum arătam chiar când am început. Și acum ăsta e rezultatul, Acum, munci zilnice. acum ăsta e Ce ai rezultatul. de capul meu? Ăsta e rezultatul și... Salam psăsesc. Să nu-ți arăt eu piftia de bendea. Băi, tot timpul în preajma unui guru de ăsta al mișcării și tu sus ceva. Guru, zici Cu guru? G, mă, cu G. Adică ești urmărit de multă lume. Ți-ai făcut aplicații prin care faci lumea să țină de program, că asta e cel mai greu. Adică știi cum zici, că băi, pare ușor, dar cel mai important e să duci la capăt acel program, nu? Păi, nu că să-l duci la capăt, important e să începi de undeva. Să începi de Pentru undeva. că ăsta, cum ziceai și tu, te doare spatele. Poți în câteva minute să faci să-ți treacă durerea aia de spate, numai că trebuie să faci ce trebuie. Și da, trebuie să faci, că aici e esența. Pornirea e mai grea, pornirea mea. Parcă mă simt ca la cardiolog. Ies din cadru. La ecograf promit, la soție promit, fanilor de pe Facebook și Dar nu, YouTube serios, promit. acum, lăsând la o parte, nu vă doriți ca să-l aveți pe Nicu cât mai mult timp sănătos să poată să facă lucrurile astea? No, credeți că l-ajută treaba? Nu-l mișca, nu-l mișca că poate iese cu gante. Iese cu gantera în față. Să presupunem că ești o persoană care stă 8-10 Nu să ore pe... prezint, eu îs. No, bun, ești o Deci persoană care stă ai... 8-10 ore pe scaun Da. și vrei să-ți treacă disconfortul ăsta la spate, să te Exact. dezmorțăști, să nu mai te simți atât de ruginit. Ce poți să faci? Ai nevoie numai de podea, de sol, Da. te pui pe spate, asta e prima chestie. Te asigur ca picioarele să-ți fie cam la nivelul umerilor. Așa. Așa, trage aer pe nas, te împingi în călcâie și contracți fesele. Ăsta e primul lucru care îl poți face. Știu că poate ți se pare familiar din... Eu fac asta, dar Se instant. pare familiar din tinerețe. Da. Asta ajută și la... Deci, la ce ajută chestia asta? În primul rând, la fesieri, Fesieri. la abdomen și un pic și la zona lombară, dar nu extrem de mult. Asta e prima chestie. Dacă faci așa un set de câte 20-30 de repetări, când zic un set, mă refer că faci de 30 de ore așa și când ajungi să n-atingi solul, să nu, ca și cum ar vrea cineva să-ți bagi un deget în fund și efectiv strângi ca și nu, să nu lași să-ți Să intre. ți bage, da. Să nu, să nu. No, bun, asta e prima Asta e chestie. prima. Așa, no, bun, Așa. depărtează picioarele un pic mai tare. Așa. Așa, vârfurile un pic în exterior, dar puțin. Bun. Așa. No, bun, din poziția asta o să ții mâinile aici, Mâinile aici și trage se aer pe ridică nas, așa. ridică mai sus și strânge fesele. Ăla-i, uite Mamă, aici. am cur! Fese de fier, exact. Și las până aici. Da, și duci, expiri. Nu simți la spate, trage aer și expiră. Și Stai, trage stai, aer. acum trag aer. Trag aer. Stai, mai puțin atent. Fesierii au început să-și facă datoria. Uite. Ciolanul din weekend iese. Lasă controlat. Poți și, ai. Bravo, bravo. Simți și ceva abdomen, îi zice Da, ăsta, nu? un pic. Burtă. Da. Burtă. Da.
După aceea, următoarea chestie... Cu fie altare dare, început de chelia. Deci, după aceea, după ce ați făcut... Asta în weekend am făcut-o și-o, dar să și dorme așa. Deci, te pui pe burtă, da, și din poziția asta tragi aer pe nas și ridici simultan și picioarele și brațele. Lași controlat, tragi aer pe nas, duci sus, lași controlat. Și după și... când lași și expiri, da? Nu, nu, expiri aici, tragi aer. Ai, ai. Ce e important că toate exercițiile astea care vi le arătăm îi pun pentru persoane care nu au afecțiuni foarte grave. Deci dacă aveți, nu știu, chestii care sunt extrem de grave, nu știu, discopatie lombară, sau dacă aveți lordoză, exercițiul ăsta nu vi recomand să-l faceți. În orice caz, să le faceți numai dacă sunteți o persoană sănătos, patologic, fără afecțiuni grave. Asta e super important. La cifoză, scolioză, nu și la lordoză. Simultan ridici și mâinile și picioarele. No, 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 no. Ridici din șold picioarele. Pe asta e mai greu, mă. Hai, ridică. No, la Nicu. Deci, fii atent, picioarele sunt din lemn. De aici nu mă miști. Aha, de care lemn? Dacă salce, să-mi doie, măi omule. Dar e greu, mă, nu râd, nu vorbesc de-a... E greu. Nu mă pot ajuta de frunte. Nicu, nu-i... Ține piciorul drept, uite, ca și cum ai ridica, așa. Drept, așa. Ăla-i stângul. Așa, ba, așa, no, așa, dar măcar amândouă să le ridici, așa. E greu. No, hai. A, mai bine. Și așa. Ioi, ce pepene am. Ești că jumătate de pepene de dăbulem pe farfurie. Am lordoză. Acum am făcut lordoză. No, bun. După aceea, încă un exercițiu, te pui pe sol, apropii picioarele, te lași pe spate și lași într-o parte și după aceea revii, lași în cealaltă parte, revii lent. Da, lent. Da. L-aș controlat. Dar ție nu spocnezi genunchii. Nu. În doi genunchii. Să nu faci ceva că scot închiși. În doi. Vlad, tu ia seama că la fesier mi-o lucrat. Ești simpatic, Nicu, dar nu ești genunchi. No, bun. Din poziția asta, du picioarele un pic mai în spate. Du picioarele un pic. Atât. No, bun. Trage aer pe nas și l-aș controlat într-o parte. Așa. Revii. Și... Lași controlat în cealaltă parte. Ăsta merge. Ia ce bine, că de aici tot... E bun. Așa. Și lasă cât îți permite. Și... Așa. Și capul rămâne fix? Da, capul rămâne fix și mâinile... Și asta. Și faci în geraș pe zăpadă. Așa, exact. Vine ciclonul Ashley. E bun. Ok. Uite cum s-o ridică. Ce? S-a activat. Da. Caunul. Acest mormânt mobil al tinereții noastre. Bacovia, foarte Bacovia. Mă rog, Minulescu, dată de toamnă. Acum ne spune domnul Petru, căruia o să-i cedezi scaunul, ce poți să faci pe un scaun? După aia vă zic și eu ce făceam în tinereții. Te rog, Petru. Prima dată iai o pauză, să fii conștient, să spui ceasul, că toată lumea are acum câte un ceas din ăsta, câte un... Smart care îți vibrează, poți să-l setezi să-ți vibreze odată la, nu știu, un ceas, 45 minute. Și ce poți să faci dacă ești constrâns de spațiu, super simplu. Foarte bine ai zis asta, da? Deci, la 45 de minute, la oră, da, să mai schimbi poziția, să mai... Da, exact, dar poți să setezi ceasul și îți vibrează, asta zis, un reminder, să-ți amintească. Și pur și simplu numai duci mâinile sus și te întinzi. Cuceară sau cu ce te-ai pilit? Cum ar trebui să știm tot, dacă a venit Petru, știm totul despre ideal de frumusețe. Ai luat și cu doi copii, dar nu contează. Ideea e că te duci sus, deci în poziția asta duci sus. Cu spatele drept. Exact. Da? Lași mâinile așa un pic pe spate și poți sta aici 5-10 secunde și 15 dacă îți permite condiția fizică. Exact. Da. Tot din poziția asta, din șezut pe scaun, duci într-o parte. Și poți să ții aici 10-15 secunde. După aceea pe cealaltă parte. Și vine șeful. Da, ai terminat aici.
ți-am dat niște task-uri, tu ce faci? Îți arăt sub brațul la domnișoară de la cubicălul 7, dar te... Nu, aici trebuie să înțeleagă și patronii. Și... Păi nu, pentru sănătatea angajatului și dacă angajatul e mai sănătos, e mai productiv. Deci exact. Cumva ar trebui gândit... Firma merge. Exact. Firma merge. După aceea te ridici în picioare, la jos, ușor, numai să aveți grijă să n-amețiți. Așa? După aceea te duci într-o parte, la jos. Bun. Astea sunt chestii simple care le poți face încât să cumva să te, să nu mai te simți așa ruginit când stai da, jos. Da, da, să stai, ieși un pic din starea aia. Dacă stai mult timp acolo, riști doar spatele, după aceea fesierii devin cât mai fleșcăiți, bicepsul femural devine foarte tensionat. Uite ce tensionat. Nu, acum că ai pus mâna, m-am tensionat. Așa. Uite, aici trebuie să simți. Ăla-i. E carniță, a? Oi, oi, oi. Nu mă apun de tăiat acum în decembrie. Cheamă-ți antrenorul la tine acasă să te facă de rahat. Asta mi-a plăcut și asta o să încerc. Sper să nu amețesc. Deci. Așa. Și după aceea în poziția asta te rotești ușor într-o parte și lasă-te jos. Așa. Asta e foarte bună repetat pentru cules prune acum. Da. Și mere. Așa. Ai grijă să nu dai cu capul de masă. Da, vedeți, deși la birou și acasă, nu e o scuză că stă numai la calculator, cam call-uri, cam zoom-uri, floci. Nu, domnule, dacă vrei cu adevărat, poți. Poți. Petru, tu ai și covrigăria aia. Să mă bonusezi un pic, să mă premiez, să mă... Nu? Nu, fără covriș. Am covriș, dar de... Ce v-am arătat eu puteți să faceți fără nicio problemă, dar dacă vreți să faceți pe termen lung și să aveți o rutină și să fie structurat într-un plan, vă ofer gratuit în primul comentariu un plan de kineto care îl puteți face acasă, la birou sau, mă rog, acasă dacă lucrați remote. Trebuie să dați click pe primul link și o să-l primiți instant pe e-mail. Completați, bifați... Și ne mai întâlnim cu Petru. Mai vii pe la noi, da? Sigur. Cum ne să mai nu? Spui ce... Oh, ne mai spui ce... Ceva de mâncare, nu ne arăți? De mâncare o să... Ba da, ba da. Asta... Hai să facem o dată o rețetă. Vii la mine, facem, pregătim niște asta, ceva la cuptor. Ce părere ai despre asta? Nu sună rău. Putem să venim la cuptorul lui Petru. Da. Bun. Mulțumim pentru că ai venit. Cu mare drag, Nicu. Să fie de folos. Nu, că merge. Băi, ceva... Să le iau în brață. Nu.